V-am născut în Timișoara. Pe vremea când ciocolata era fitic, sucul era citro, iar tata stătea la coadă la bere. Acum trăiesc în capitalism și merge atât de bine încât mi-am propus să fac naveta în sens invers. De la oraș la sat, acolo unde pasă minte s-a născut veșnicia. Sunt ultimul navetist și astea sunt povestiile mele. E de cu filmul. Dumnezeu să vă ajute. Ciao, sunt Cornel. Armata am făcut-o în 1993 și m-am eliberat cu gradul de caporal. Eu practic kickboxing și Muay Thai. Înălțimea am 1,76 m și 70 de kilograme. Mă întâlnesc cu Cornel la gara de nord. El la coadă la sandwich-uri reci, eu la cafea. Acesta este Cornel, practicant de kickbox și Muay Thai. Cornel și cu mine avem aceeași destinație, Voiteni. Eu îl iau cu mine, el îmi promite că mă învață scheme marțiale. Facem echipă. Vrei ceva în direct? Îl iau pumn la pumn în direct? În direct, live! No, nu știu așa de... Ora 7:34. Cornel termină cafeaua. Începe sandwich-ul. Are 30 de centimetri. Voiteniul e la 35 de kilometri. Îl termină fix la Voiteni. Asta înseamnă că mănâncă 8 mm de sandwich pe kilometru. La intrarea în sat, Cornel se întâlnește cu Moș Crăciun. După o scurtă evaluare, momentul devine tensionat. Cornel îl detestă. N-are fat. E fals. Spre miezul aglomerării rurale Voiteni. Am venit aici pentru că vreau să văd cum arată un sat cutremurat. În 91 a fost cutremur, mare, tot satul la pământ. Spre diferență de inundațiile din Timiș, cutremurații din Timiș nu au primit ajutoare. N-a știut lumea de ei că nu era explozie de televiziuni. Au devenit primii sinistrați. Vreau să știu câte grade a avut cutremurul. Pentru asta abordez un voitenian, cu roaba în mână. Mă duc până la Mihăiță. Mă, tu stai, mă, tu mă filmezi cu ochii... Mă duc să iau un butoi de la, uite, casa aia mai înaltă și să îl duc la Avram. Voi ce faceți? Box tailandez, Muay Thai. Deci, în viitorul apropiat, Avram primește butoi. Cum e după cutremur?
Mă, uite ce frumos e, uite, acolo se construiește, uite, ăsta mă filmează pe mine. Alte detalii? Păi numai de la primărie dacă mergi tu, mă, să vezi tu. Dacă mergi, acum îl prinzi oricum pe primar. Prima cameră, îl știi unde, în dreapta. Noroc. Eu cred că a plecat. Cine? Da? El? Că eu am fost acum la sfat. A fost și primarul, secretarul, erau la mașină. Întrebarea de bază, câte grade a avut? E, atunci când a fost, a da. A fost 5,7, nu? Deci, în viitorul apropiat, Avram primește butoi. Bă, Bibi, mă așteaptă-mă, mă, că mă duc numai până la Roșca, mă. Acolo dai un deț. Dai un deț. Mă duc până la Roșca, mă. Te iau un butoi. Păi cui duci? La Avram, mă. La Avram? Da. Las voitenianul să meargă după butoi. Am impresia că e vital. Moșul pleacă cu roaba, eu cu Cornel direct la primărie. Drumul este presărat cu capcane. 6 cornele, eschivă. Scap și eu de câinele suspendat și ajung în centru. Încă nu știu sigur câte grade pe Richter a avut cu tremurul, dar acum sunt 3 pe Celsius. Cornel face intrarea, dăm de străjerul primăriei, nu pune probleme, nici primarul. Îl surprindem la lectură. Citește Caragiale. Pentru că e foarte actual. Cu toate mă descurajează, dar din păcate așa de actual, încât cel puțin în ceea ce privește caracterizarea clasei politice, încât te și mir, domnule, ăsta chiar a murit. Îi spun că m-a trimis domnul cu roaba pentru lămuriri despre cutremur. 1. Data cutremurul. Da, cred că 21 decembrie 91. 2. Cât de rău a fost. Estimările institutului la vremea aceea care funcționa, Iprotimului, care și-a dat concursul prin elaborarea unor proiecte care au fost puse la dispoziția celor care trebuiau să-și facă locuințe noi, 70% din case, din clădire, ar fi trebuit demolate. 3. Efecte secundare. Da, au foarte multe lume, a fost marcată și ca dovadă sunt și creșterea aproape explozivă a diabetului, de exemplu, în comună. Poate erau una sau două cazuri de diabet pe fond psihic, nervos, sigur. Acum, cred că avem vreo 10 sau 15 persoane cu diabet care s-au declanșat în condițiile acelea de stres formidabil care a existat și, drept să vă spun, toată lumea a fost și este încă marcată, cei care au trăit din plin acel eveniment, pentru că și acum, dacă ar fi să se întâmple un mic cutremur sau o mică mișcare, o mișcare asta tectonică de suprafață, lumea se panichează imediat. 4. Ajutoare. Atunci nu au fost ajutați la vremea respectivă, în măsura în care sunt, cred eu, acum ajutați. Din păcate, ajutoarele au fost, eu zic, aproape simbolice, chiar nesemnificative, în sensul că s-a acordat fiecărei gospodării un număr de 200-300 de cărămizi, câteva plăci de azbociment, vreo 10-12 scânduri, a trebuit să ca și pasărea Phoenix din cenușă să renască. Nu, reconstrucția nu s-a terminat, ci ea continuă. Situația e destul de clară. Voitenienii și-au făcut casele fără ajutoare guvernamentale, fără SMS-uri de ajutorare, fără concerte de binefacere. Au făcut pe mușchii lor. E adevărat că după 15 ani reconstrucția nu e gata, dar nu mai e mult. Lui Cornel i-a făcut impresie primarul. De treabă, de actualitate. Cornel sesizează un lucru ciudat. O tanti cu un transport suspect de baloane. Se dovedește că nu sunt de contrabandă, sunt de la Gunther. La Gunther.
Au uitat atât acum, ca mult, mult. Ce mă vilează? Cornel trebuie să-și facă antrenamentul. Unde îl prinde ora, acolo îl face. Ca musulmanii, dar nu cu fața la Meca. Căutăm un loc potrivit. Are nevoie de o bară. Găsim pe ultima stradă. Asta e bara. Ăsta e posesorul. Da, ține așa, nu? Ăsta e utilizatorul. Mă! În timp ce Cornel își face pregătirea, eu vorbesc cu proprietarul de bară. Sinistrat și el în 91. Bara a rezistat. Fost epicentru, a fost chiar la cimitir. Câte grade? Nu mai știu exact. 5, 6, nu știu exact să răspund, dar a fost tare de tot. Ceva ajutoare? La ăștia care au avut probleme, s-au dat ce s-au dat? 10 cărămizi, 10 țigle, 2 plăci din alea de acoperit și gata. Ce faci cu alea? Faci treabă? Până e lumea și cuvânt. Pe am vrut să te întreb că îl practică ceva, sport sau boxer, ceva? Muay Thai. Xiao Chuang Xiang Si. Mare. No, bine, nu e la așa să zici că e făcut, dar după cum face, am văzut că nu are. Hen bu xiang feng wei jia shi. Ceau, numai bine. Baftă. Să te văd la televizor cum faci acolo. Să iei o parimă cupă din aia mare. Smile. Voitenienii nu cred că Cornel e luptător. Atunci ce? Handball. Fotbal. Tenis de câmp. Fizic destul are, nu? Viteză poate să... Aibă? Muay Thai. No. 3 ani. Caut mai departe cu tremurații din Voitență, mă lămuresc cu scara Richter. Cornel găsește ultimul sinistrat. Cel suprem. Ăsta s-a mutat din Vrancea la Voiteni să scape de cutremure. Cum s-a mutat, cum s-a cutremurat? Eu vin să râd că m-ați întrebat de cutremure. Eu sunt dintr-o zonă, întâmplarea a făcut așa, deci e ca o poveste, vă plictisesc poate. Ați venit dintr-o zonă unde a fost cutremur cu adevărat. În Buzău. Deci ești născut și aici, în 81. Adică vii de la cutremur la cutremur. Aia m-am gândit, zic, cum după atâția ani m-a găsit cutremur, dar eu aici nici nu m-am speriat faptul că ăsta nu era cutremur față de el. Dacă era ca ăla, nu rămânea casa aici în picioare. Asta înseamnă ghinion. La Voiteni se caută soluții, lucru vizibil și pe o casă din spatele nostru. Ăla, nu știu, contra la vampiri, eu știu, nu. Aceste cantor. E singura cu usturoi pe fațadă. Cornel se uită plin de dilemă la dispozitivul de sânziene cu mușdei. E un fel de sistem antidrac? Da. Bine, așa este, da. Zice că nu se apropie necuratul. Funcționează? Ce? Da. Câte grade? Când a fost la mare, 7. Da. 7. Care, frate? Nu mă pricep ce obiceiuri locale au aici, înțelegi? Nu știu. Mai întrebați, dar oricum, e greu de...
Înțeles. Caut posesorul, respectiv cantorul. Cred că e un dispozitiv experimental dacă e singura casă cu usturoi. Poate e casă Santinela. Ce semn e ăsta? Ăsta e un semn că spune că toate relele se duc astea din vechi, de la bătrâni. Înțelegi? De la bătrâni. Că toate, se duce toate bolile, toate păcăturile, cum s-o zis, dracu știe. Dar așa se pune usturoiul, dă ca să fie un semn. Mai prea mult nu știu de la... Și totuși funcționează. Ce să funcționeze? Ritualul. No, nu, dar așa se pune. Așa. Câte grade și la revedere? Mai cam la 6 grade, 6, 5, 6 grade. A fost tare, că dacă am căzut jos, poți să-ți dai seama, am căzut jos în bucătărie, acolo când a fost, când a fost ridicătura și odată s-a lăsat așa. Câte grade? 7 grade. Câte grade? Mă, dracu mă știe, de atâția ani, nu? O iau spre gară condus de Cornel. E obosit de drum, el de tracțiuni și în amici imaginari, căutăm o terasă. Ne găsește ea pe noi, terasa PSD, conform indicațiilor, la un pas înainte. Nu stop, e un bar și el a vrut să candideze ca primar. A urmas. E PSD-ist el, nu știu. Că nu-i dai, nu-l cunosc, e venit din Oltenia de undeva. Deci nu-i dai nostru din zona. În sfârșit, un om cu viziune. Crede că Cornel are față de luptător. Poate cânta. Teon, da? Prima dată am vrut să zic fotbal, dacă ne-am zis puțin în desat. Unde, la Timișoara sau în altă parte? M-am gândit fotbal, zic să nu greșesc, poate, dar... Câte grade? Ei ne-au zis în jur de 6 și, pentru că nu știu, am auzit și noi, nu cunoșteam, că dacă era 7 și trebuia să te despăgubească, dar așa... Nu, că nu au adus nimic la timp. Câte o tablă fiecare, scându-l. Bine, au fost mașini cu ajutoare. Numai atunci era Elescu încă la putere și seara ei l-au așteptat și când au văzut că el nu vine, au plecat mașinile cu ajutoare. Asta erau numai pentru cum e domnul cu aparatul. Plec din satul cu tremurat Voiteni, convins că reconstruirea este aproape gata după 15 ani. Că Cornel i-a bătut pe toți adversarii imaginari de azi. Care față de tenisman, că Avram are butoi, că cantorul trebuie să schimbe usturoiul, că PSD-ul are o terasă, probabil de la o mătușă, că Moș Crăciun de la Voiteni e fals și mai ales m-am lămurit de gradele de pe scara Richter, între 5 și 7, de două ori happy hour. Dumnezeu să mă ajute.